Republica Moldova salută interesul României de a prelua controlul distribuitorului de energie electrică Red Nord, asta după ce prim-ministrul român Marcel Ciolacu a declarat că pentru a echilibra sistemul energetic românesc și a scădea prețurile la curent pentru consumatorii casnici, guvernul de la București ia în considerare cumpărarea acestei întreprinderi. Executivul de la Chișinău pregătește Red Nord și Feyenoord pentru a fi scoase la vânzare, ele fiind incluse, excluse recent din lista proprietății de stat ce nu pot fi privatizate. Ministrul Energiei Victor Parlicov a precizat că Guvernul Republicii Moldova este în căutarea investitorilor strategici pentru cele două întreprinderi, iar secretarul de stat de la Ministerul Energiei a declarat pentru TVR Moldova că intrarea unor noi furnizori pe piața locală a energiei va contribui la dezvoltarea sectorului. Statul nu neapărat este cel mai eficient administrator al activității economice, fiindcă statul este în postură dublă. Dintr-o parte, trebuie să gestioneze o activitate economică, da, care trebuie să aducă profit, profituri foarte înalte, fiindcă asta este interesul agenților economici, dar pe de altă parte, guvernul implementează politici sociale, fiindcă interesul social este sprijinul consumatorului. Da. Privatul aduce performanță. Privatul aduce eficiență. Noi ne dorim o eficiență, o performanță. Sau pe noi ne avantajează piloni din lemn. România are acces la instrumente de finanțare, fiind țară membra Uniunii Europene, cum este Fondul de Modernizare, cum este Planul Național de Reziliență și Recuperare. Astăzi, programe mari în România, 100% contorizare inteligentă. Integrarea stocării în rețelele electrice.